În aceste zile se împlinesc 3 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009. Până acum, nicio persoană cu funcție de conducere din acea perioadă nu a fost pedepsită pentru moartea lui Valeriu Boboc, pentru torturarea, maltratarea și umilirea a sute de tineri, dar și pentru devastarea sediilor celor mai importante instituții ale statului, devastări care au provocat pagube de sute de milioane de lei. Guvernarea actuală, de fapt, nu a vrut ca cineva să răspundă real pentru evenimentele din aprilie 2009. Am impresia eu că totuși sunt implicate pe persoane care sunt spuse, care au fost, care sunt poate și așa persoane implicate care niciodată nu vor da voie ca să apară la iveală adevărul și să fie ceilalți pedepsiți. Voronin se laudă că el a oprit sau a evitat vărsarea de sânge, de parcă nu socoate maltratarea și calicirea și chiar omorârea câtorva manifestanți. E foarte important cum s-au purtat ei atunci și sigur trebuie să existe pedeapsă, dar poate că din cauza lui Lupu, că el e acum în noua guvernare, poate din cauza lui se tergiversează investigarea ca să nu ajungă și el pe banca acuzaților.